Valoarea unui pachet este de 50 de lei. Valoarea unui pachet este de 50 de lei și el cuprinde zahăr, ulei, un pui, din ce știu, carne de porc. Și întotdeauna am știut să arătăm că suntem lângă cetățenii, lângă cetățenii cu probleme. Vor primi pachete persoanele care beneficiază de ajutor social și care primesc hrană caldă la cantina socială. Nu vor fi uitați nici copiii din Rovinari. Administrația a alocat fonduri pentru ca toți elevii din școli să primească daruri de Moș Nicolae și Moș Crăciun. La pachete, cadouri și pentru persoane nevoiașe și pentru cei care sunt de ajutor social, la cantina socială vor primi pachete și vor avea și pe masă tot ce se cuvine la un creștin. Cam ce conține acele pachete? Ceva tradițional, bănuiesc? Tradițional, cârnați, pui, cozonac, făină, zahăr. Persoanele singure au dreptul la un pachet, familiile compuse din 2-6 membri au dreptul la două pachete, iar familiile de minimum 7 membri vor beneficia de 3 pachete.